Iată-ne, stimați respectatori, în partea a doua a emisiunii Fotoliul cu Ghimp. Invitatul de astăzi, Mica Mihai Robert, coordonator Pro-România DEVA. Vorbim despre viziuni de dezvoltare a municipiului DEVA și înainte de publicitate îmi spunea domnul Mica faptul că și-ar dori o reprezentare mai prezentă, ca să spun așa, a mai multor instituții de învățământ superior în municipiul DEVA. Bun, acum, instituțiile de învățământ superior, cel puțin cele de stat, mă gândesc că și astea au locuri cu taxă, locuri fără taxă, nu știu, credeți că sunt interesate, adică și ele au cheltuieli ca să vină să-și deschidă o filială sau ceva de genul ăsta. Și dacă nu sunt studenți suficienți, atunci nu merge bine treaba. Zic și eu. Da, există o concurență pe piața universitară. DEVA poate să fie să aibă un avantaj competitiv. De ce? Sunt mulți părinți care ar dori sau nu-și permit să trimită copiii în marile centre universitare. Și pentru acest segment, soluția a unor domenii de viitor în DEVA, a unei universități cu studii pe anumite domenii, ar fi foarte benefică pentru această categorie. Bun, dar asta întreb. Credeți că e interesant pentru universitățile respective să vină aici? Pentru că probabil de asta nici nu sunt. Că dacă ar fi fost, nu știu dacă termenul de piață este cel mai bun, dacă ar fi fost o... Da, hai să-l folosim. O piață bună, cu siguranță ar fi venit. Adică... Trebuie să aibă și un partener. O universitate, dacă nu are parteneri în administrația locală, intră foarte greu pe o piață. Administrația locală poate să le acorde sprijin, cofinanțare, să le pună la dispoziție o bază materială. Spații, clădiri. Dar este temei legal pentru asta? Da, este temei. Legea învățământului permite cadrul legal, administrației publice locale să li se pună la dispoziție spații. Păi, dacă dorește cineva, dar n-are dialog în administrația locală, cum? Cum se poate realiza? Adică încercați să-mi spuneți că nu există dialog între... Nu știu, deocamdată văd că există învățământ superior, dar trebuie dezvoltat. Asta e viziunea mea. Uh-huh. Ce alte... Cum mai vedeți în rest dezvoltarea de voi? Da. Haideți să vorbim acum și vedem că e foarte, să zic, actual în DEVA. Sunt șantiere în multe orașe, în multe cartiere din oraș. Se schimbă rețelele de utilități. Rețele de gaz, rețele de apă, intervenții. Din păcate, constat că sunt lucrări făcute de primărie? Sunt făcute de primărie, sunt făcute de către anumiți, să zic, operatori. Pe anumite, de exemplu, sunt rețelele de gaz. Sunt rețelele ale operatorilor și ei au un program reîntinerire a rețelei, adică schimbă rețeaua. Dar ce se întâmplă? Nu există o coordonare, sau cel puțin așa se vede acum în DEVA, în care se reabilitează o zonă din municipiu și după ce e reabilitate intervin cu spărturile. Deci este în același timp o lipsă acută de resurse, o pierdere din bugetul local. Ar trebui să existe un program pe termen mediu, să se știe unde operatorii s-au agreat cu primăria, cu administrația locală, în care se fac intervențiile și ulterior reabilitările publice să fie puse, să zicem, pe aceeași agendă de lucru. Să nu se întâmple, da, asfalta primăria, mâine vine nu știu ce firmă și sparge ca să-și înlocuiască țeava. Da, asta e tipic românesc. E tipic românesc, dar trebuie să depășim această etapă și acest moment și acest mod de gândire și vrem ca fiecare leu din bugetul local să fie folosit mai eficient. Deci, în al doilea rând, avem acum posibilitatea fondurilor europene ca să intervenim și să îmbunătățim aspectul sau regenerăm anumite cartiere din oraș.
ținând cont că rețelele sunt foarte vechi, cu un program desfășurat pe o perioadă de 4-5 ani pe toată DEPA, suprapus cu toate programele operaționale, APA-Produc, cu modernizare, extindere, redimensionare a rețelelor, sistemul de iluminat, toate trebuie conformate, aduse în înnoite și la suprafață, împrospătat, să zicem, trotuarele, zonele verzi cu irigații. Deci să avem un oraș modern. Putem beneficia de fonduri europene pentru acest lucru. Și e păcat să nu îl folosim la maxim. Deva în 4-5 ani de zile ar putea arăta... Sunt niște bani alocați de Uniune care vor trebui accesați. Da, dar ca să fie accesați, trebuie să ne concentrăm cu un program, să luăm fiecare stradă, fiecare cartier, să le grupăm pe anumite proiecte, să depunem periodic, la fiecare sesiune, câteva pachete de proiecte pe aceste, să zicem, axe care se vor deschide și trebuie ca să intervenim în toate cartierele, să le schimbăm. Doi, sunt aceste proiecte, pe lângă cel de anvelopare și a blocurilor. E un lucru foarte important ca să se reducă emisiile de dioxid de carbon și creșterea eficienței a clădirilor de locuit și a clădirilor publice se finanțează. Emisiile de dioxid de carbon de unde? Păi, prin termoizolarea locuințelor se vor reduce emisiile de dioxid de carbon. Se vor consuma mai puțin. Se vor consuma mai puțin gaz și prin asta se reduce emisiile. Adică pe lângă economizarea și eficientizarea termică în același timp, ziceți dumneavoastră că se reduc și... Da, este un obiectiv la nivel european, în care și România este parte, a semnat un acord, are niște indicatori de atins și pe mai multe planuri în renovarea auto. Creșterea eficienței energetice a locuințelor, a iluminatului public. Undeva am văzut că s-au făcut progrese și iluminatul, în principal, a fost înlocuit becurile clasice cu becuri LED. Cu LED-ul, da, și s-a obținut o economie de 60-70% la costurile cu iluminatul public. Facem o mică paranteză, domnul Mica. Cum e viața undeva? Vrem să facem LED-uri, vrem să facem iluminat, să eficientizăm, să facem locuri de muncă, dar populația Devei, nu credeți că e ușor îmbătrânit? Auzeam la un moment dat că, nu vreau să sune sau să se sună, supere Devenii pe mine. Deva e, duce spre un oraș așa, mai mult de pensionar, de vârsta a doua, a treia. Așa să fie oare? Este în principal îmbătrânită. De ce? Că natalitatea este scăzută și are trendul tot de scădere. Acest efect e datorat și migrării populației. Tinerii pleacă în afară, se căsătoresc, nasc copii acolo. Da. Pleacă dintr-un și cine municipiu pleacă? Reședință de județ. Pleacă, da. Zic, migrația are dinspre municipiu reședință de județ spre marile centre universitare, în primul rând. Acolo, după ce termină, își găsesc locuri de muncă, fac familii și Deva are de suferit din privința sporului demografic. Există și o migrație din satele, comunele, să zic, apropiate și care se mută în Deva, deci este și magnet, și sursă, și destinație, să zic așa, de migrație. Dar, adică cei de la țară vin la oraș și cei de la oraș pleacă în alt oraș. Da, sau în străinătate. Și doi, exportă și natalitatea. Așa. Tinerii care pleacă și se căsătoresc în Timișoara, în Cluj, numai nou-născuții sunt ai Clujului și ai Timișorenei, numai. Da? Sau plus sunt în străinătate. Și aici noi, indirect... Păi și ne învârtim în jurul cozii acum, ajungem exact ce vorbeam la începutul emisiunii, că ne chinuim, facem condiții, facem aia, dar...
Păi dacă le-am face strategic și am crea domeniile de dezvoltare ca tinerii din care sunt acum Timișoara și cu centrele universitare, vin unele, să zic, investitori pe aceste segmente undeva, ei vor rămâne undeva. Și acest aspect... Eu nu cred. Dați voie să mă îndoiesc de lucruri. Eu vă pot contrazice. Vă că rog, momentul în care, dacă dezvoltăm mediul universitar, acum, de exemplu, la ASE sunt 100 de studenți. Aveți idee la de distanță. Câți medici au terminat facultatea, câți studenți au terminat facultatea de medicină și au venit să lucreze în spitalul din Deva? Din Deva. Ei, nu am date reale, dar nu pot să fie mulți. Putem număra pe degete, pe an care vin. Da. Da. Și mă gândesc că sunt destui studenți la medicină prin Deva care sunt. Și atunci ăștia de ce nu vin? Că toată lumea cântă Osanale SJU Deva. Mamă, ce spital de aștept avem! Și ce spital competent și ce bun e spitalul din Deva. De ce nu vin aici? Dacă e cel acum, mai bun. Acum se mai practică și pe lângă spitalele, cabinetele private. Văd că există o foarte mare mobilitate, bineînțeles, și cu posibilitățile infrastructură actuală și vin medici din Cluj în cabinetele din Deva, din Hunedoara, deci din Timișoara vin și au programat în anumite zile. Deci există o dinamizare a pieței, să zicem, dacă luăm sectorul medical. Da. Și există, să zicem, poate fi și un lucru benefic. Poate fi și o concurență care poate să îmbunătățească, să zicem, condițiile și piața serviciilor locale. Dar, nu, sunt aspecte punctuale de domeniu. Așa este. Da. Nu într-un rând, de ce am abordat? Aceste proiecte de dezvoltare, să zicem, sectoriale pe fiecare cartier, ele aduc și un alt lucru benefic. Generează temporar, dar dacă sunt făcute la scară mare, generează locuri de muncă. De ce spuneți temporar? Pe temporar, pentru pe perioada lucrărilor. Dar dacă este un program de 4-5 ani... Dorelii care muncesc. Da, dar doi, să creează sute de locuri de muncă pot fi create. În fiecare an sunt sute de locuri de muncă create prin aceste proiecte. Beneficiu municipalității va fi că va avea o zonă regenerată, va avea venituri la bugetul local din impozitele plătite și inclusiv tot lanțul, de la un magazin, la o cofetărie, vor avea de câștigat prin aceste fonduri. Sunt de fapt niște injecții de capital care într-o comunitate produc efecte în lanț. Și pe orizontală și pe verticală. Deci este foarte important. Uite, ca exemplu, avem o comună din județul Alba, Ciugud, în care bugetul primăriei a crescut de peste 2000 de ori. În 10 ani de zile. Cum? E cu fondurile europene, nu? Cu fonduri europene, dar și prin locurile de muncă create și dezvoltarea care a venit etapă cu etapă, pas cu pas. Bun, Ciugudu e excepția care confirmă regula, dacă vreți. Am înțeles că și oamenii de acolo sunt foarte deschiși la... Păi și noi de ce n-am fi? Păi nu știu, de ce n-am fi? Dar putem fi și noi. Doar ca să ne dorim, să ne dorim asta și putem face. Deci putem fi un exemplu și asta îmi doresc. Vă felicit pentru ceea ce vă doriți. Dar e greu să lucrați cu mentalitatea oamenilor. E greu, dar nu e imposibil. Am mai avut parcă discuția asta. Bun, mergem mai departe. Mai avem vreo 4 minuțele maxim de emisiune. Zburat timpul. Cum mai vedeți dezvoltarea Devei și în alte direcții? Da, chiar dacă nu ne ajunge timpul astăzi, eu vă promit că vă mai invit, că e interesant ce îmi spuneți. Da, vă onorez orice invitație, că îmi face plăcere să abordăm anumite subiecte, chiar dacă suntem în dezbate și aș dori, de exemplu, poate ca o sugestie, pe anumite domenii putem să avem și invitați de la anumite instituții. Dacă am vorbit poate astăzi de partea de act educațional, să fie și reprezentanți de la inspectoratul școlar. Vom vedea, vom analiza aspectul ăsta.
Da, mă bucur că sunteți deschis. Vom analiza și acest. Da. E o idee interesantă. Da, am vorbit de DEVA, nu aș, în ultimul rând aș vrea să abordez că sunt anumite proiecte începute și ca să aducă beneficii reale trebuie continuate. Un proiect major pentru DEVA este reabilitarea obiectivului Cetatea Devei. Așa. Da. A fost depus un proiect pe o anumită zonă din Cetatea Devei și am înțeles că există contractul de finanțare semnat pentru incinta 1. Sper ca cât de curând să se apuce serios de treabă administrația locală, să depășească momentele care sunt și să rea cât de curând această investiție și această investiție care are deja finanțare. Cred că de un an de zile semna contractul și încă nu se cred că nu se acordă destulă importanță acestui obiectiv. De ce spuneți asta? Pentru că n-am văzut deja nici licitație lansată pentru constructor. Nu știu, sunt anumite probleme. Și de ce? Dacă administrația nu se implică serios, să ajung la întârzieri, să ajung la lucruri, să zicem, care vor costa poate și păcat că orice an câștigat cu un obiectiv aduce beneficii orașului, municipalității. Da, așa este. E și o chestiune de DEVA e cunoscută prin cetate ca o... Mă rog, e emblema. E emblema. Și păcat să nu se realizeze această reabilitare, să se realizeze bine, să se realizeze repede și să de acolo să decurgă alte evenimente, pe urmă, în momentul în care ai un obiectiv reabilitat integral, poți să dezvolți un program de evenimente în care să-ți aducă mii de turiști. Mii de turiști în fiecare weekend. Turiștii oricum vin. Am înțeles că și chestia asta cu schimbarea telecabinei va fi un act... Este necesară pentru că fluxurile vor crește de turiști, trebuie să asigurăm fluență, să asigurăm siguranță. Da, numai că acum cu pandemia asta și cu măsurile astea de distanțare socială... Pandemii ori mai fost și vor mai fi. Important e să ne vedem obiectivele noastre și să și din pandemie putem să avem niște avantaje dacă știm să le folosim. Domnule Mica, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Promit, așa cum am mai spus, că vă mai invit și altă dată, că e interesant. Și ce să zic, sunt curios ce o să ne spuneți data viitoare. Vă mulțumesc. Mica Robert Mihai a fost invitatul nostru la fotoliul cu ghim, stimații telespectatori. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV. Numai bine!